Am fost solicitați pentru a scoate două victime care au coborât într-un bazin pentru venificație din beton, pentru a curăța acest bazin. Pe traseul de deplasare către locul intervenției, victimele au fost scoase de către serviciul voluntar pentru situații de urgență Dobești și nu a mai fost necesară intervenția noastră când am ajuns la locul intervenției să încercau manevre de suscitare de către ambulanță. Acestea nu au răspuns și au fost declarați ulterior decedați. Câțiva ani lucrează aici, la îmbuteliat. Și acum necaldă a fost, s-a băgat să sperie bazinul ăla. Și ăla s-a băgat să-l scoată. Asta ce poate să-l scoată, am mâncat la al doilea. Asta a fost necaldă pe ei. Ferească Dumnezeu. Eu știu ce s-a putut întâmpla. E periculos să lucrezi acolo? Păi și normal. De ce? Păi cum de ce? Bioxidul ăla de carbon. N-a simțit sau ce a putut? Nu știu. Nu a făcut inginerul instructaj cu ei și a avertizat să nu intre așa cu măști. Dar aveau protecție la ei? Era ventilat? Dar eu de unde să știu? Și are un copil, am înțeles, nu? Un copil, da. Câți ani are? În clasa 6, copil. 12 ani, da. Am constatat că într-un loc de muncă organizat aici, adică o cramă, au fost găsiți doi angajați într-un rezervor din beton. Au fost scoși cu ajutorul angajaților de la primărie și s-a constatat după aceea decesul lor. Acum, cauza morții urmează să fie stabilită de către specialiștii de la SML, iar cauza producerii evenimentului o vom stabili noi în urma cercetării. Prima măsură pe care am luat-o a fost să sistăm activitatea la acest loc de muncă, iar începând de luni o să venim să, în primul rând, trebuie denocivizat incinta, intrat înăuntru, văzut cum s-a produs. La fața locului am găsit doi bărbați în vârstă de 42 și 43 de ani, în scop cardiorespirator. Unul era declarat decedat, unul l-am declarat eu, în urma constatărilor specifice meseriei noastre. Ați încercat metode de resuscitare? Au încercat colegii mei de 40 de minute, din păcate fără rezultat. Ei au coborât într-un bazin de vinificație, probabil cauza morții este încălcitație cu monoxid de carbon.